În etapa a doua a returului campionatului Ligia 4 -a Municipale de Fotbal, Steaua s-a impus în fața celor de la Viz de București cu scorul de 9 la 0. Golgheterul meciului a fost Florin Răzdan, Autora a patru goluri, dintre care ultimul din lovitură de pedeapsă. Steaua a ajuns la peste 100 de goluri, mai precis 107, înscrise în competiție. Concluziile meciului sunt cel mai bine sintetizate de către unul dintre mari jucători de la Sevilla, Ștefan Iovan, actualmente în staful tehnic. Am început cu stângul campionatul, a venit acest rezultat, a marcat 9 goluri, asta sper ca să ne dea încredere și pe viitor să nu mai să nu mai avem sincope. Florin Răzdan a spus și el câteva cuvinte la final de meci, impresiile fiind consemnate de către Steaua TV. În primul rând, bucur pentru victorie, aveam nevoie, aveam nevoie de o victorie solidă ca să ne refacem moralul, că a fost o săptămână grea pentru noi și mă bucur. Steaua continuă să fie lider în Liga A4 -a, cu un total de 46 de puncte, iar următorul meci este în deplasare pe 15 martie împotriva celor de la Bucharest United.